Așa, iată ideea care vreau să vă prezint scurt. Deci, oferta pentru debutul cu lesul la tei este următoarea. Deci avem 6-6, 6 stânga, 6 dreapta, 6 în spate, full cu puiet. Da. Majoritatea cu puiet căpăcit. Da. Te știi de ce, Cristi, cu puiet căpăcit? Că puietul de la 9 zi până la 21 zi, iată că Mario 12, aproape 2 săptămâni până necruzionează. Dacă e dat aproape tot puietul căpăcit, da, tot puietul căpăcit, deci l-ai împins în față. Pe om l-ai ajutat. Bineînțeles, mult, bineînțeles. Da? Că... E bine, asta e oferta mea. Da. Deci 6 rame cu puiet stânga, 6 rame cu puiet dreapta și 6 în stânga. Lada asta nouă-nouță, dragilor, da? De anul ăsta folosită, da, anul ăsta este construită, și cu, spuneam, 4-4-4-3-12, 1200 și plus 500, așa, 1700 costă full, dotat cu tot ce trebuie. Caturi, caturi, colectoare de polen, da, absolut tot. Deci doar 1700. Tu acasă, 1700, da, iar tu acasă nu ai decât o singură chestie de făcut, două lăzi. Da. Bine ar fi să fii tot biostupi, dar dacă nu ai biostupi, e povestea ta, dar da, ai șansa să... Să transporti trei într-unul rapid. Să transporti repede acest biostup încărcat cu albine. Da. Și acasă expandezi tu câte una în fiecare lată. Pentru că merge bagaj într-un portbagaj, una o mașină mică, spune că da, da, ai mai da, da, vândut da, și merge. Vândut așa, să deci... scoate țărtarul, nu? Să scoate țărtarul, sau, deci țărtarul să trage de deoparte, Cristi. Da. Așa și... Pur și simplu, da, caturile se pun pe lângă tine pe acolo, da, în sfârșit și ai plecat cu el la drum, te duci la Cluj. La Cluj, da, s-a dus la Mahmudia, deci într-un colț, în cealaltă țară. Din Bacău la Mahmudia, da, fără nicio problemă. Deci nicio problemă nu a fost. Trei familii într-una singură, la singur, transport. La transport. Cu condiția să expandezi acasă, acasă obligatoriu, pentru că altfel puietul ăla... Poți să stai o zi două, da, ați vezi și sfătui, prieteni, da, să stai o zi două, albina să o obișnuiască aici. Da. Dacă vor să, dacă vor să prindă toată colegătoarea, atunci dimineața aceea expandează. Da. Dar dacă vor pe ăsta să aibă full, așa cum se meargă pe ideea aceea care a spus, fac și producții, da, nu va face în trei cât va face producții, dacă duci și cu lege, cât va face cu una singură. Da. Deci, toate, dacă ia pe ăsta repede într-o ladă, pe ăsta altă într-o ladă și lasă numai pe acela, da, nu, nu va face adunând, da, cât va face lăsând două zile, da, albina să se organizeze, da, albina cu legătoare pe toată o perde de la asta, o perde la asta, da, ăștia doi băgați, doi în unu, chiar într-o ladă de, da, 12, da, într-o ladă de 12, dată pus o diafragmă, da, pe mijloc, da, așa. Deci nu cum ai ajuns acasă, ei pus în lăzi, ci lași două zile ca, da, să-ți rămână cu legătoarea, așa, și să ajute familia principală și după și, aceea... Și producția va fi dublu, nu... S-ar putea să nu faci nimic între câte una. Eu aș lua doar una. Aș lua doar... După, ba, două zile aș lua doar una. Dacă eventual, ai biostupul, da, hai să spun, da, dacă ai biostupul cu rampa de zbor asta de aici, da, de spate, da, atunci ai închis rampa. Dar nu are pe asta. Nu. Că, eu o să o am. Da, eu o voi să avea și voi putea să aibă și, va putea să aibă și varianta asta. Mm. Să împingă cu legătoarea. Nu, eu mă gândeam acum dacă mă duc acasă cu trei, las două zile, cum ai spus, după care... expandez familia de bază, iau într-o altă ladă, da, și mai iau și poate ceva și puiet din asta de buzunar, da, acolo, și da, și ca să am grijă să nu, știu și eu, acum dacă e cald, rece, frig, nu știu cum, no, cum no, de merge. Acum, de acum în iulie, okay, în iunie, da, nu va mai de fi acum așa o problemă alternativă. Dar ce am spus acum? Am înțeles. Eu am spus așa, că dacă faci, mă ascultă pe mine și ea de aici, nu 6, ea numai 5 Cristi de aici. Da. Nu 6, numai 5 de partea asta. Da. I-a mai lăsat și câte o rame de puiet. Da. Și plus cu legătoarea toată. Da. Da? Și atunci el face producție pe ăsta. Da. Cât n-ar face... Separat cu 3. Da, e foarte clar. Foarte clar. Da? Ok. Cât n-ar face cu 3. Bun. Deci asta e. De nota 10. Da. Deci face și producție. El, da, a plecat cu mașina. Da. Cu mașina și-o tradus, transportat cu, da, mașinuța mică la lui. Da. Și își face și pentru familia Mirea. Da. Deci eu la sigur își face și pentru familia Mirei. Și cele două se dezvoltă liniștit încât... Și dacă vor să cumpere și rame cu puiet pentru, ca să se blindeze pentru... Dacă el are o, da, altă ladă. Da. Hai să-ți merg și varianta, da, asta. Dacă are o altă ladă, da, și mai vrea să mă ia
câte o ramă full cu puiet, da, gata de clozinare, stânga, dreapta, albina, albina, da? Și cu albină cu tot pia, da, normal, așa, da, cu albina acoperitoare, 60 de lei rama cu puiet, uh-huh, căpăcit, dar cu puiet de rame, de cele le-am arătat eu în film. Da. Deci, da? De sus până jos. De sus până jos. Pentru, sunt unii care vor să se blindeze, să zicem, pentru cules. Da, el își mai ia și vrea niște rame cu... Sau vor să crească startele. El își ia 10 rame cu puiet, mă. Da. Deci ai și la vânzare rame cu puiet separat, exact, pentru cine dorește. 10 rame cu puiet, da, și el atunci din cele care le duci în partea asta. Păi ăsta și-a făcut așa. Da. Pe celelalte le mai completează cu, din cele 10 rame cu puiet și el are 3. Da. Da? Două în stupul tradițional, da, și eu stupul de aici. Ok. Da? Bine. Mulțumesc. La revedere.